Am să apropie de seara. Domnul Ioan? Gata, nu, ați făcut data în câteva cuvinte în acest sezon, în această etapă. Am pot să zic că suntem foarte bucuroși, am terminat fără înfrângere pe teren propriu un tur, retur întreg, un sezon regulat întreg. Este o performanță deosebită, mai ales că vine împreună cu locul 2, ocupat tot la finele sezonului regulat, un loc care ne permite să abordăm play-off-ul cu o șansă bună, șansa bună de a avea două meciuri pe teren propriu, în cazul în care va fi nevoie. Băieții sunt foarte mobilizați, se prefigurează a fi un meci cu Dinamo, 99% acesta va fi adversarul din play-off. E bine, că e Dinamo, că e Târgu Jiu, băieții sunt foarte motivați să treacă mai departe, să-și ducă la bun sfârșit munca extraordinară pe care au depus-o într-un an de zile, care coincide cu cea mai mare performanță pe care o au aici la Turda. E șansa de a face pasul către cupele europene, e în mâna noastră această șansă, nu depindem de alții. E șansa de a obține o medalie la nivel național, în prima ligă, condițiile în care ne luptăm cu niște echipe foarte, foarte bine susținute și financiar și din punct de vedere al lotului și din toate celelalte puncte de vedere. Cu atât mai mult este valoroasă această performanță noastră, obținută fiind în compania unor nume foarte mari din handball. HCM Constanța nici nu mai merită o prezentare. HCM Dedeman Bacău, Odorhei, Dinamo, Târgu Jiu, nume mari, nume cu rezonanță. Le-am învins pe toate, mai puțin Constanța, am reușit un rezultat mare de din punct de vedere sportiv, acel egal aici acasă, am revenit de la un minus 7 goluri și am făcut egal cu campioana din ultimii 7 ani. Acest lucru l-am mai reușit doar Bacăul. Eu o consider cel mai mare, îl consider cel mai mare rezultat din acest campionat, acel egal cu Constanța, dar să știți că și victorii împotriva Bacăului, tur-returul împotriva Odorheiului și așa mai departe, neînfrânți de Dinamo în scurta noastră istorie, sunt rezultate care arată, fără nicio posibilitate de tăgadă, că aici la Turda s-a muncit într-un mod profesionist și mai mult decât atât s-a muncit cu sufletul. Atât echipa, dincolo de staff, suporterii care îi felicit alături de echipă pentru suportul, pentru sprijinul pe care mi l-au acordat într-un an de zile și înainte de asta. Fără ei, aceste rezultate nu o să ar fi putut obține. Felicit autoritățile că ne-au acordat sprijin și ne-au susținut în momentele grele, care au fost în vara trecută. Este foarte important pentru noi ca acest sprijin să vină și în continuare. Va fi un meci foarte, foarte greu la București, în data de 24, la ora 20:30, un meci care va fi televizat pe Digi. E primul meci din play-off, pentru acela ne pregătim, mai avem un meci de pregătire cu Baia Mare în acest sens, în deplasare, tocmai spre a putea prefigura condițiile de joc din acel meci de play-off. Avem o problemă medicală la Cristian Bursuc, are o ruptură de menisc de gradul 3 și o mică ruptură fibrilară la ligamente. Nu știm dacă e nevoie să fie operat, nu știm dacă poate fi recuperat, șansele sunt minime în ce privește. În schimb, sperăm să fie recuperat când banca, după cum ați observat astăzi, n-a putut să evolueze. Avem încredere că eforturile medicale vor fi cu succes. Și încă o dată, mulțumesc tuturor, vă mulțumesc dumneavoastră, care ați fost și ne-ați monitorizat, ne-ați prezentat performanțele și ne-ați susținut. Mulțumesc suporterilor, mulțumesc autorităților și echipei că putem să ne lăudăm la Turda cu asemenea rezultate sportive. Amintați de partea financiară, să nu trecem mai departe. Că ar fi probleme pe partea financiară, la Turda, discută lumea, oricum, știți cum. Mai ales acum, aveți probleme financiare. Vor fi resurse financiare pentru participarea Cupei Europene? Noi cunoaștem un buget care s-a aprobat la nivel local, cunoaștem anumite surse private de sponsorizare cu care avem contract, știm pe ce ne bazăm. Cel puțin până în luna octombrie, suntem acoperiți din punctul acesta de vedere. Pot să spun, dacă le putem numi probleme financiare, într-adevăr, suntem cu câteva luni în urmă cu plata drepturilor salariale, dar
să nu uităm că în vară, când am început acest nou proiect, pe noua organigramă, pe noua organigramă legislativă, eram cu 6 luni în urmă și pot să zic că acum, dacă suntem cu 3 luni jumate în urmă, e o performanță. Înseamnă că am recuperat 2 luni jumate, înseamnă că banii au fost economisiți cum trebuie și au fost direcționați către echipă. Înseamnă că aceștia au fost dați la timp și vă asigur că am beneficiat de sprijinul total al municipiului Turda, prin autorități, prin Consiliul Local. Am primit sprijin de la compania de apă Arieș, am primit sprijin de la Consiliul Județean. Sunt sponsori privați destui, sunt afișați pe site. ASA Cons, unul dintre cei mai importanți, ne-a sprijinit în orice domeniu, medical, financiar și așa mai departe, deplasări. Oamenii iubesc sportul, se atașează, au venit propuneri de colaborare care prevăd o calificare în cupele europene și o susținere mai puternică de acolo. Sperăm că în vară să reușim să legăm și alte contacte cu mediul privat de afaceri. Lumea este încântată de munca de aici și observând încrederea acordată de autorități, prin curaj să vină lângă handbal. E un sport foarte popular în România, al doilea după fotbal. Avem acest atu al locului ocupat, al performanței reușite pe care vrem să o susținem mai departe și să o întregim cu o calificare în faza superioară a play-off-ului și cred că acest lucru va atrage și mai multă lume în direcția handbalului. Pentru meciul de la București din data din 24, întreabă lumea, suporteri, organizați o excursie cu suporteri, cu galerie? Aș organiza cu mare plăcere. În momentul de față, pretențiile celor de la Dinamo sunt imense în acest sens. Ne-au cerut 70-100 de locuri să le oferim la meciul retur ca să ne permită să mergem cu suporteri la ei. E un joc al nervilor în care încearcă orice metodă, așa cum au făcut întotdeauna. Ca să vă zic așa, în retur am avut meciul la ei, ne-au stins lumina la antrenamente, ne-au blocat încălzirea înaintea meciului, a fost tot felul de șicane. Au fost o felul de șicane, ei știu să facă asta în mod profesionist, au experiență în domeniu. Noi, așa, de aici, de la Turda, într-un mod civilizat am încercat să rezolvăm, să le arătăm că suntem niște ardelemi de bun simț. Vom vedea, eu voi face efortul în acest sens, să obținem posibilitatea de a duce suporteri acolo, dar acest lucru îl pot comunica abia cu o săptămână înainte de meci celor care sunt interesați. Dacă mai sunt alte întrebări? Cei doi jucători de aduși de la Cluj au cumva drept de joc în play-off? Nu au drept de joc. Este un an în care nu au drept de joc pentru nicio echipă. Au făcut acest sacrificiu al carierei lor. Doi jucători de lot național. Singurul loc în care pot juca este echipa națională. Au și făcut-o. Talmaier a fost unul dintre cei mai importanți oameni pe când campania din Israel. A și coincis ratarea calificării cu accidentarea lui, în minutul 55 când a fost schimbat Talmaier. Conduceam cu 2 goluri pe Israel, am pierdut ulterior la 3, fiind un jucător cu 2 ani mai mic la echipa națională de tineret față de restul jucătorilor. A făcut o figură extraordinar de frumoasă, a ținut echipa în spate. Putem să ne lăudăm că vom avea din vară un jucător de bază, un jucător tânăr al nostru de aici, care va crește și va face performanță la Turda. Alături de el este Laszlo, care împreună cu Talmaier sunt calificați la campionatul european din Polonia, care va fi în august și se vor duce împreună acolo. Atunci deja vor fi componenții potaise, în mod legal. De la 1 iulie vor avea drept de joc, dar nu mai devreme. Încă o întrebare și cu asta am terminat. S-a vehiculat ideea echipei a doua. Și ați rezolvat ceva până în momentul de față sau un proiect? Eu am prefăzut în bugetul de venituri și cheltuieli, începește partea de cheltuială, acest aspect. Este un lucru absolut de mare importanță pentru viitorul handbaliștilor noștri. Ați văzut, juniorii 2 s-au calificat a doua oară consecutiv la turneu final, vârsta lor fiind, deci la vârsta lor având o categorie foarte grea de calificare, au învins Târgu Jiu, care are resurse nebănuite în acest sens. Ei fac handbal doar de 5 ani de zile, cei de la Târgu Jiu fac de 9 ani. I-au învins, s-au calificat împreună cu Baia Mare, care este campioană în titlu an de an la această categorie de vârstă. E o performanță imensă. La junior 3, 4 și 5 de asemenea sunt ca și calificați. 4 și 5 sunt gata calificați, juniorii 3 sunt și ei la un turneu semifinal unde sunt cu șansa întâi. Deci dacă vom avea 4 grupe
calificate la turneele finale, eu zic că se impune formarea acestei echipe a doua, care va fi înscrisă în Liga a doua. Va fi pasul pe care vor face juniorii, jucătorii care termină junioratul, către prima ligă, către echipa mare. E pasul de trecere în care vor avea meciuri grele, meciuri cu echipe foarte puternice. Ați văzut în Liga a doua, Călărașul, Vaslui, care a jucat semifinala de Cupa România, a eliminat două echipe de prima ligă. Este Oradea, sunt echipe foarte bune cu care se vor putea confrunta și vor putea crește în valoare. Nu doar că ne dorim să avem echipa a doua, eu zic că vom reuși acest pas din vară și ne va fi foarte util pentru ce muncim noi la grupele de junior. Ei sunt viitorul Turzii și trebuie să ajungă la echipa mare. E dorința noastră să avem cât mai mulți componenți din Turda în echipa mare și acest lucru cred că este realizabil din acest punct de vedere. Mulțumim multă baftă! Mulțumim! Am și o rugăminte. O rugăciune. La biserică, că-i poți.